cursul zâmind cu zâmbindu-i din rând, cu pielea scăldată de o sudoare rece. Într-un fel era aproape o ușurare. Nu-și imaginase niciodată o moarte, să moară ușor. Ăsta era un lux pentru pe care arhivistele nu și-l permiteau de fapt. N-ar fi fost tocmai rău să se retragă acum. În aceste ultime momente, sângerând în nisip, se gândea la ce ar fi, la ce ar fi pierdut. Nu era o listă prea lungă. În ultima clipă, reflexele preluară controlul și o târâră înapoi. La Manovicii sfâșie aerul ca la un deget de maxilar lui. Șuieratul ușor al tăișului sunase înspăimântător. Fusese țintit să-i sfâșie beregata.